Suntem live și în seara asta avem o bombă, o mega bombă de presă. V-am mai zis eu acum vreo 3 ani în plină pandemie că îl bănuiesc pe președintele Iohannis că și-a făcut niște îmbunătățiri. Dar n-am avut dovezi atunci în acea perioadă și n-am găsit nici măcar un doctor care să confirme până la urmă îmbunătățirile estetice ale președintelui. Invitatul meu din seara asta și mulțumesc foarte mult pentru prezență. Este un jurnalist pe care toată viața l-am admirat ca profesionist, Cornel Ivanciuc. Bună seara, Cornel! El are în seara asta dezvăluirile. Bună seara! Acum, bună ai seara. Văzut, Cornel, și știi mai bine ca mine vorba aceea că președintelui nostru îi se pregătește ceva după atâția ani de vacanțe, excursii și trai neneacă pe banii românilor. E clar că cineva, sistemul, nu știm, și-a luat mâna de pe el. Și au început să apară dezvăluiri pe bandă rulantă. Au apărut dezvăluirile despre casele președintelui, au apărut victimele, oamenii aceia țepuiți, până la urmă păcăliți, cu acte false de către Klaus Iohannis și soția dânsului. Poate așa se justifică și disperarea lui Klaus Iohannis de a rămâne în politică, pentru că altfel, dacă își pierde imunitatea, riscă să meargă o perioadă la beciu domnesc. Vom trăi și vom vedea. Dar apare, și asta e meritul tău și te felicit pentru asta, apare o dezvăluire care va schimba până la urmă și prima pagina a ziarelor tabloid. De ce nu? Pentru că ar putea să o preia toate tabloidele din țara asta. Avem confirmarea, doamnelor și domnilor, și Cornel Ivanciuc este chezășie, pentru că dezvăluirea aparține lui. Deci avem confirmarea că în plină pandemie Klaus Iohannis a închis un spital și și-a făcut îmbunătățiri estetice la față. Blefaroplastie, și-a ridicat ploapele, și-a mai scos niște negi, și-a făcut niște botox, niște chestii de astea. În timp ce oamenii săraci mureau cu zile legați de pat în spitale, da, ca să înțelegeți treaba asta că e foarte gravă, și în timp ce bolnavii cronici n-aveau acces în spitale, Klaus Iohannis a închis un Dita mai spitalul din București, doamnelor și domnilor, ca să-și facă aceste îmbunătățiri. Cornel Ivanciuc, te ascult. Bună seara, Adriana, bună seara spectatorilor tăi. Mă bucur că ne reîntâlnim. Îmi face o deosebită plăcere să vorbesc cu tine. Și am și o veste mai puțin plăcută, în sensul că eu sunt foarte nou în rețele sociale și am scris de două ori până acum despre îmbunătățirile estetice ale președintelui, dar lucrurile astea nu s-au văzut. De-abia în luna noiembrie voi sărbători un an de când sunt pe Facebook. Am refuzat ani de zile să intru pe rețele, dar mi-am dat seama că dacă nu o fac, nu exist. Iar motivul a fost un meschin, de fapt. Nu atât dorința de a mă reapuca de treaba mea de jurnalist, cât faptul că am niște cărți în lucru, la care lucrez de foarte mulți ani. Toți acești ani în care am dispărut, mi-am scris 9 cărți, nu sunt încă gata toate, o să apară pe rând. Și mi-am dat seama că dacă nu voi fi pe rețele sociale, degeaba le public, eu nu voi exista în continuare. Și atunci am conjugat virtuțile mele de fost jurnalist, m-am relansat ca jurnalist, practic m-am relansat. Și aștept acum să-mi public, în toamnă voi începe cu publicarea cărților. Deci, cum îți spuneam, eu de două ori am scris despre operațiile estetice ale președintelui, dar pentru că eram la începuturile mele, nu s-a văzut treaba asta. Am reluat această informație pe YouTube într-o înregistrare făcută cu Dan Cimpoeru săptămâna trecută. Tu ai observat despre ce este vorba și îți mulțumesc și voi recapitula, de fapt, și voi veni cu noi detalii legate de această poveste. Deci totul s-a întâmplat în 2021, în plină pandemie, la Spitalul Militar Central Universitar Carol Davila din București. Eu am văzut fotografii din timpul operației pe telefonul mobil al medicului care l-a operat, care este șeful clinicii de dermatologie, care acum se numește dermatovenerologie și o să spun de ce. Este o denumire rușinoasă, reluată după foarte multă vreme, dată fiind incidența unor boli venerice, nu numai în România, ci în toată Europa, au reapărut și au explodat blenoralgia, clamidia și sifilisul. Și
Ceea ce trebuia să se numească doar dermatologie se numește din nou dermatovenerologie. Acest medic este șeful clinicii, este colonel, îl cheamă Trif Viorel, este specializat inclusiv în dermatoplastie, deci face și sau dermatocosmetică, poate să facă și operații estetice. Din motive pe care nu le cunosc, președintele nu s-a dus la secția de chirurgie plastică, există așa ceva. Pe doamna care conduce clinica o cheamă Penelopa Marinescu, este locotenent colonel. Nu înțeleg de ce n-a mers la doamna Marinescu. A preferat să meargă la domnul Trif, care este un foarte bun specialist, care are foarte multe specializări în diverse tipuri de operații sau de intervenții de chirurgie facială, pentru că aici fiecare tip de intervenție presupune abilități care trebuie învățate și pentru care trebuie să ai o specializare care se ilustrează inclusiv printr-o diplomă la sfârșitul cursului. Din câte știu eu, din ce am observat, din ce am reținut, pentru că nu mi s-au dat chiar toate informațiile, președintele Iohannis a făcut 9 operații în total. Fiecare operație. Adică sunt mai multe. Eu am reținut 9, pentru că pe mine m-a interesat partea facială și de aceea am reținut, pentru că el a făcut și alt tip de operație. A avut o operație singura, de fapt, despre care s-a vorbit în mass media. A avut o problemă la un umăr pe care a rezolvat-o tot la Spitalul Militar. Nu știu foarte clar despre ce este vorba. Este un calus, calusul fiind o depunere osoasă la o încheietură, la o articulație, sau poate un neg. Știu că a fost la un umăr. Asta a fost puțin mai înainte. Deci fiecare operație a durat în medie cam 3 ore. Cam asta este media unei operații de intervenție la pleoapă, îndeoseb, cele de blefaroplastie. Deci sunt 4 operații în total. 2 la pleoapele superioare. Are o operație la pleoape și pleoapa superioară și pleoapa inferioară are blefaroplastie? Da, sunt de practic 4 operații de blefaroplastie. Sunt 2 la pleoapa superioară și 2 la pleoapa inferioară. Fiecare se face separat, fiecare presupune o intervenție de medie 3 ore. Poate să fie și mai scurt. La 2 ore la pleoapa superioară ai plecat acasă. La pleoapa inferioară e mai greu, dar nu se pot face în același timp și pleoapa superioară și pleoapa inferioară. Deci probabil a închis Spitalul Militar de mai multe ori. De fiecare dată a fost închis Spitalul Militar pe durata intervenției, cu o oră, două înainte și o oră, două după. Asta știu precis pentru că am și informații de alt tip, deci am fost în zona aceea de foarte multe ori, de aceea știu cum evoluează lucrurile acolo. Știu care sunt punctele de bază, știu cum s-a păzit spitalul. Spitalul în toată perioada pandemiei a fost păzit de poliția militară. Sunt 3 intrări. Una este spre Gara de Nord, în Dinicu Golescu, lângă fostul Hotel Astoria. Cea principală este în Calea Plevnei, unde erau și corturi pentru carantină. Acolo au fost instalate în timpul pandemiei, corturile pe platou betonat. La vedere dinspre Calea Plevne și mai este o intrare de serviciu din Mircea Vulcănescu pentru logistică, pentru mașinile spitalului. Deci, practic, el n-ar fi trebuit să ia aceste măsuri, dar fiind un tip extrem de fricos, Iohannis este foarte laș, să știți. În ciuda dimensiunii lui ciclopice, legendare, este un fricos, face pe el de frică și s-a văzut chestia asta și n-a fost comentat în media. Pentru că ziariștii care l-au însoțit când a fost în Ucraina la Kiev și s-a întâlnit cu cei 3 președinți, printre care Macron, președintele hexagonului al Franței, Iohannis era foarte speriat, era livid, era crispat de frică. Toți ceilalți erau relaxați, adică erau niște oameni obișnuiți cu riscurile, cu pericolele. Deci Iohannis era atât de înspăimântat și m-am mirat, m-am uitat, se vedea foarte clar pe el, era galben de frică și n-a comentat nimeni chestia asta. Deci din cauza acestei frici patologice de care dă dovadă în situații aproape obișnuite, să zic așa, la Spitalul Militar s-au luat măsuri de securitate ieșite din comun. Deși, repet, Spitalul Militar, având pază, având poliția militară la cele 3 intrări, ar fi fost suficient ca el să vină fără antemergătoare și fără alaiul acela de sepepiști. El a venit cu alaiul de sepepiști, pentru asta spitalul s-a închis.
N-au rămas decât urgențele de cod roșu, asta înseamnă niște urgențe, în primul rând, pentru militari, pentru că în spitalul militar pot să fie aduși inclusiv militari străini din teatrele de operațiuni. Acum, de când a izbucnit războiul în Ucraina, sunt aduși inclusiv militari din Ucraina la spitalul militar, comandant și așa mai departe. Dar el, fiind fricos, și-a luat aceste măsuri și spitalul a trebuit să fie închis. Păi, eu nu știu dacă a făcut... Da? Păi, spitalul închis, dar cu oamenii ăia ce s-a întâmplat? Că era pandemie, erau foarte mulți oameni bolnavi, oameni cu COVID, oameni cu probleme. Nu s-au făcut internări, s-au refuzat foarte multe tipuri de internări și mai ales la bătrâni. Deci s-a dat un fel de circulară secretă despre care s-a auzit și s-a comentat în mass media că bătrânii peste, adică oamenii fără 65 de ani nu mai sunt viabili și ei nu mai constituiau o urgență pentru spitalele din România. Și spitale cu regim militar, cum este spitalul militar, a instituit această măsură și a făcut din ea o regulă. Deci bătrânii de 60, bătrâni, eu am 69 de ani. Bătrânii de peste 65 de ani erau considerați cantitate neglijabilă, adică pierderi colaterale, cum să vă zic, și nu mai erau internați. Asta s-a întâmplat. Iar informația asta nu o dețin, dacă el a făcut câte două blefaroplastii deodată. Eu știu că a avut 9 intervenții, deci sunt cele 4 blefaroplastii. După aceea sunt operațiunile cantopexie. Cantopexia este împreună cu blefaroplastia făcută. Înseamnă ridicarea colțului ochilor. Pentru că ochiul, la persoane predispuse, cum este el, pentru că el s-a văzut înainte de operație, el a avut o față foarte obosită și chinuită și cu niște cearcăne uriașe. Este o problemă aproape genetică chestia asta și mai ales acumularea de pungi de grăsime la ploapa inferioară și deasupra pomeților. Deci aceste operații sunt combinate. Lipofilling-ul, care ce este? Lipofilling-ul știi ce este? De fapt, extragerea grăsimii din zona coapselor sau abdomenului și injecții făcute cu grăsime în pomeți, mai ales când se face blefaroplastia inferioară, plastia inferioară. Pentru că injecția de grăsime corectează de fapt anumite lucruri și umflă, practic îți rotunjește fața, îți armonizează, îți armonizează tipul. Deci catopexia cu lipofilling-ul se fac împreună și mai ales pentru partea inferioară, dar lipofilling-ul se face și la frunte. Și cea de-a 5-a, a 6-a și a 7-a operație au fost făcute la frunte. Pentru că fruntea presupune temporal stâng, temporal drept și liftarea frunții, partea centrală. Deci tot cu injecții de grăsime parțial, dar se fac și acele injecții cu toxina botulinică și cu acid hialuronic. Asta trebuie refăcute în timp. Cea cu grăsime se face odată la intervenția chirurgicală. Da, aici la față nu și-a făcut deloc, adică să-și ridice pomeții. Nu știu. Asta nu știu, dar asta de pomeți a făcut-o clar împreună cu blefaroplastia inferioară. Deci în momentul când și-a corectat ploapa inferioară a făcut și lipofilling. Adică toată partea de corecție a pomeților și armonizarea feței, pentru că este o operație de armonizarea chipului. Da, e o operație estetică. Deci stai puțin, Cornel Ivanciuc. Da. Tu spui așa, că oamenii săraci nu erau primiți în spital, că era pandemie, că toată lumea, pe prima pagina ziarelor, la televizor, toată lumea se uita îngrozită la știrile despre carcalacul care face ravagii, că oamenii mureau legați de pat în spitale, că nu aveam medicamente, că nu se găsise nimic, că se dădeau pe sub mână medicamentele care ar fi putut să salveze vieți, că oamenii se înțepau la chiuvetă ca să nu-și piardă locul de muncă, iar Klaus Iohannis s-a închis de 9 ori în spital ca să-și facă operații estetice, este strigător la cer. Dar le-a făcut toate în timpul pandemiei, rețineți chestia asta și nu s-a văzut, pentru că recuperarea durează de la caz la caz. În cazul lui cred că a durat mai mult de o săptămână, dar el lipsind cu lunile, atenție, era în mandatul al doilea. El e într-o relaxare permanentă, iar al doilea mandat a fost pur și simplu jalnic din acest punct de vedere. Este fugit de la locul de muncă 5 ani de zile. Deci nu s-a observat cât a lipsit după operație. Pentru că apar acele vânătăi. Tu poți să iei măsuri de precauție, arnica, de exemplu, care e o plantă folosită, deci poți să iei și măsuri din asta mai puțin dure, să zic, să nu-ți injectezi substanțe chimice în tine.
Deci este o plantă care are acest efect, aceste proprietăți de a nu forma edemuri, te ajută să nu faci vânătăile acelea specifice de după operație. Dar noi nu știm practic cât a stat în recuperare. Putea să fie 3 zile, 4 zile, o săptămână, 2 săptămâni. Pentru că el e dispărut tot timpul, el este fugit. Fugit acasă. Știți ce face acasă la Sibiu? Când nu merge în insule sau la schi sau pe munte, el este tâmplar. Deci pasiunea lui mistuitoare este tâmplare, este singura lui pasiune. Deci eu înțeleg orice țăcăneală de pasiune a omului, inclusiv colecționarea de capace de bere sau de cutii de chibritul sau de pachete de țigări sau de sticle de whisky, cum era pe vremea lui Ceaușescu, când toate astea erau monedă forte, tot ce am spus eu. Și oamenii făceau o colecție de prostii de genul ăsta și înțelegeam, mi se pare absolut normal. Dar tu ca președinte să ai o astfel de aspirație, să fugi în weekend de joi seara, să dai toată circulația la o parte pe Valea Oltului, că dădea circulația la o parte, da, să aibă el câmp deschis și teren deschis să ajungă în viteză acasă la Sibiu și să coboare la subsol, pentru că căsnicia lui este pur formală. S-ar putea să fie bisexual, poate de aia s-a și operat. Știți că apărurile? Ai convenție în sensul ăsta? Există bănuieli? Sunt bănuieli, da. A fost prieten foarte bun cu ambasadorul acela al Statelor Unite. Era un băiat foarte frumușel, un alt ca el, așa. Mai ții minte pe frumușelul? Da. Hai că e seara dezvăluirilor. Îmi place. Deci a apărut și acest zvon că ar putea să fie bisexual, pentru că oricum căsnicia lui este pur formală, se vede de la 7 poște că oamenii ăștia sunt puși împreună, că trebuie să fie împreună, că este o chestie de protocol, dar ei doar se salută și fiecare își trăiește viața separat. El și-o trăiește acolo un weekend în Beți, unde are atelierul de dâmbărești și unde face niște dulăpioare speciale pentru bisericile lui protestante. Tabernacole se numesc acele dulăpioare, care sunt în bisericile evanghelice, în care se ține potirul de împărtășanie și cu vasul acela pentru oste, pentru pâinea de împărtășanie. Asta este pasiunea mistuitoare a președintelui nostru. Nu-l interesează literatura, nu-l interesează artele, nu-l interesează muzica, este un posac, este un om fără sentimente, nu iubește pe nimeni, se iubește doar pe sine. Chestia cu schiul e reflexul nemților, pentru că era un cult la Saj. Îi vedeam în Făgăraș tot timpul, eu mergeam foarte des în munții Făgăraș și vedeam tot timpul cum se făleau cu echipamentele lor pe vremea lui Ceaușescu, ce primeau ei din Germania Federală, ăștia care aveau neamuri. Și asta era toată fița asta nemțească să se ască, de fapt de-aia ne erau superiori, că erau îmbrăcați în haine Neckermann și aveau schiurile cele mai bune și bețele cele mai bune și unii mai făceau și alpinism, dar în rest erau niște mutălăi, el era scara bisericii. Că de-aia era înalt așa, știți că sașii au turnul slăninilor la bisericile lor. E un obicei din Evul Mediu, țin slănina în podul bisericii, acolo într-un turn. Și în pod se mai ține și băutura și nu știu ce, și mai beau oamenii pe acolo și vin și țuică și palincă și se mai îmbată și mai cade pe scară și mai rup oasele. Astea sunt tot felul de povești să-ți ieși din Evul Mediu și e bine să fii cât mai înalt, să nu urci pe scară, să doar să ridici mâna să iei slănina. Deci el era omul scară, care doar ridica mâna și era omul de serviciu acolo la saș când se îmbătau tot saș și rămânea el treaz, ultimul treaz din biserică de acolo. Mutălăul. Ăsta era rolul mutălăului, că la care nu era considerat mutălăul satului. Era mutălăul satului, grosse mais, adică mălai mare pe nemțește, grosse mais, care doar ridica mâna, era cât scara de mare. Deci ăsta ne este nouă președintele. Omul care s-a iubit doar pe sine, care nu iubește pe nimeni, care n-a avut copii, care nu știe ce este un copil, care urla la copii ca suplinitor ce era, că n-a fost în stare nici măcar să ajungă profesor cu normă întreagă la Agnita, urla, era celebru prin urletele, răgetele isterice de fiară în călduri, care se auzeau nu în toată școala, în tot orașul Agnita se auzea când urla Ioanis. Până ce într-o bună zi s-a săturat lumea de urletele lui și au sugerat că ar fi bine să-și schimbe profesia. Și atunci știți ce a făcut Ioanis? S-a înființat la Inspectoratul Județean de Învățământ timp de 4 ani de zile, pentru că era prea mutălău și prea neevoluat ca să-l facă cineva inspector. Și stătea la ușă timp de 4 ani, în fiecare zi înainte de a pleca la Agnita când făcea naveta, mergea și stătea câte o oră, două, până ce într-o bună zi s-au săturat și l-au făcut inspector.
Și așa a ajuns el inspector și după aia a ajuns primar și după aceea a ajuns președinte de partid și după aia a ajuns președinte de țară. Nici acum nu mi-este clar cum a ajuns președintele acestei țări. Păi probabil a fost dracolat de sistem, da? Probabil este invenția sistemului, în orice caz. Este invenția sistemului, pentru că el nu vine singur. El vine la pachet cu încă niște cetățeni ciudați, printre care Eduard Helvig. Ei au venit cam împreună sau s-au împins unul pe altul. În orice caz, Helvig l-a împins pe Iohannis. Helvig exista în PNL. Când a apărut Iohannis, provincial, foarte modest, extrem de frustrat și de complexat, foarte complexat a venit și a fost bruftuluit de miticii de la București. Normal că i-au dat peste nas când l-au văzut cât de îngrămădit este. Primul care a sărit la glandă a fost Băsescu, care a făcut mișto de el. Nu l-a uitat niciodată pe Băsescu, cum nu l-a uitat niciodată pe Cristian Diaconescu, ceea ce îi se întâmplă acestui domn, foarte bine pregătit și foarte inteligent, are legătură și cu ceea ce a afirmat despre Iohannis, că Iohannis nu este bun de președinte și nu are cum să fie președintele acestui stat. Asta a spus Cristian Diaconescu. S-a uitat, uite cât a tras Cristian Diaconescu și eu cred că are legătură cu chestia asta, pentru că Iohannis este foarte răzvunător. Și poate și dosarul lui Petrov, care a ieșit în cele din urmă. Eu am o altă teorie a mea, că Băsescu a încălcat un tabu, cel cu ofițerii acoperiți în cazul lui Ponta. El a încălcat tabuul ăsta, n-a respectat o regulă sacră a statului, care e valabilă peste tot, și în Statele Unite și în Germania Federală. Ponta, dar, fiind ofițer SIE, ca să înțeleagă oamenii, da? A fost ofițer acoperit SIE și a avut misiuni foarte importante în Italia, în Sicilia, pe tărâmul mafiei siciliene. Pentru că el este de origine italiană, știe italiană, a studiat acolo, a avut o bursă, a avut conexiuni. Eu, din câte știu, Ponta este albanez. Are sânge albanez și italian. E o combinație de albanez cu italieni care au emigrat în Italia în secolul al XV-lea, când Albania a fost îngenunchiată de otomani, când Skanderbeu sau Skanderbeg a fost înfrânt, comandantul lor, Gheorghe Skanderbeu. Și atunci, practic, Albania, care era creștină pe jumătate catolică și jumătate ortodoxă, a trecut la islam. Iar ortodoxi au fugit în Grecia, care nu au trecut la islamism, și catolici în Italia. Iar cei din Italia sunt în Calabria și în Sicilia, se numesc arbăreșă. Așa se numesc, vorbesc limba albaneză până în ziua de astăzi. Și locuiesc mai ales în zona Palermo și acel oraș unde s-a filmat Nașu și unde este acțiunea din cartea Nașu a lui Mario Puzo, după care s-a făcut celebrul film. Bun, hai să revenim, pentru că am foarte multe mesaje aici pe chat, oamenii sunt revoltați. Păi cum adică nouă ne spunea la televizor să stăm în casă, să nu cumva să ne mănânce carcalacul, să ne ferim, că e virus, că nu știu ce, și el se ducea să-și facă operații estetice la spitalul militar. Dar cine operație... a dat pentru operațiile alea? Că până la urmă te la estetician și plătești, da? Sunt mii de euro operațiile astea. Medicii esteticieni se îmbogățesc. Aici, în cazul Klaus Iohannis, cine a plătit? Spitalul militar din bugetul de stat, practic din fonduri alocate Ministerului Apărării Naționale, prin direcția medicală a Ministerului Apărării. N-a plătit nimeni. Tot e moca. Aceste operații probabil că adunate costă câteva mii de euro, mai mult ca sigur. Deci n-a plătit nimeni. El este clientul MAPN. Eu am teoria că el e agățat cu ceva de dinainte de Revoluție și că dosarul lui de posibil informator al securității este tot la armată, așa cum a ajuns și dosarul lui Băsescu. La Băsescu a fost ceva mai simplu, că Băsescu fiind militar sau elev într-o școală militară, că dosarul ăla contează, nu ce a făcut el ca ofițer de marină și capitan de navă. Care erau declarații pe care în mod legal le dădea și nu sunt turnătorii. Declarațiile curente pe care le dădea un capitan de navă, ca un fel de raport de activitate pe care le dădea la securitate. El, Băsescu, a fost agățat din școala militară. Dosarul Petrov este din școala militară, când și-a turnat colegii care voiau să rămână. Și vorbeau copiii că vreau să rămân în străinătate, în cursa următoare, mă duc acolo și stau și rămân acolo, nu mai întorc în România comunistă. Și pe ăștia i-a turnat. Și astea sunt turnătorile poliției lui Băsescu și aceste dosare, practic, el a fost agățat de Direcția 4 de contrainformație militare a securității.
Și această arhivă a fost capturată la Revoluție de Armată, care era dușmana securității și invers, că practic securitatea spiona armata pe teritoriul ei, unitățile militare. Despre Iohannis, informația mea este că în 86 a avut o bursă în Germania Federală. Păi și că lucrul acesta nu apare în CV. Era un lucru foarte important care trebuia consemnat. El a plecat împreună cu un preot cu care a fost coleg din școala generală până la liceu, Reder, Michael Reder, trăiește preotul, a fost ambalist, tot mare așa ca Iohannis. Dar un tip foarte de treabă este Reder, este preot în comuna Cârța. Cârța este o localitate celebră de sub munții Făgăraș, unde există o biserică foarte veche, cisterciană, făcută de călugări francezi care au plecat din Franța și au făcut acolo o biserică minunată, din care a rămas o bună parte. Cioare este monument național, acolo este preot Reder. Deci ei doi au fost împreună în 86 în Germania și Iohannis, nefiind comunist, nu putea să primească viză pentru Germania și pașaport decât dacă semna angajament de informator al securității. Pentru că în ultimul deceniu al lui Ceaușescu, chestia asta devenise regulă. Deci era imposibil să plece în străinătate, în Occident, dacă nu semna angajamentul cu securitatea de informator. Și de aceea există această suspiciune că el are un dosar pe care a pus mâna tot armata, pentru că el este clientul armatei. Exact ce a făcut Băsescu, care i-a făcut toate hachițele și toate jocurile armatei. De aceea armata în timpul celor două mandate al lui Băsescu a fost foarte coruptă. Avem foarte multe cazuri de corupție, cum și în timpul lui Iohannis le avem, și mai ales la nivelul DGI, a Direcția Generală de Informație a Apărării. Oameni care taie și spânzură și care au comis mari abuzuri și au fost deturnări de fonduri. Nu uitați un lucru. Iohannis a apărut într-o geacă roșie la protestul Rezist din 2017, în iarnă. Și despre geaca aceea roșie s-a scris că este cadou primit de la Direcția Generală de Informații a Apărării, din fondul lor de protocol. Nu uitați că soția lui... A publicat cadourile pe care i le-a luat domnul Hăpău, da? Domnului Iohannis. Hăpău este cel mai corupt comandant al acestei direcții. A fost prima dată comandantul Direcției de Contrainformații și Securitate Militară, care este... Sunt două direcții, una internă și una de spionaj militar. Deci cea de spionaj militar se numește Direcția Generală de Informații a Apărării și are câmpul tactic în străinătate, cum are SIE, iar cea de contrainformații sau contraspionaj și siguranță militară operează pe teritoriul României și supraveghează în primul rând pe comandanți, pe general, să nu fie asasinați, să nu fie răpiți, mai ales acum de când suntem în război, pe ei și pe familiile lor. Iar Hăpău a fost prima dată la contraspionaj, la contrainformații pe teritoriul României și acum este ulterior a fost comandantul spionajului militar. Hăpău este foarte corupt și este legat inclusiv de afaceri pe care el ar fi trebuit să le supravegheze, legate de materiale strategice. S-a vândut, am publicat acum recent în oficiul de știri, unde scriu anchete publică acolo de aproape două luni de zile, un material legat de guvernul Ponta, de ce s-a întâmplat în timpul guvernului Ponta, când au fost vândute în China 500 și ceva de mii de tone de steril, de concentrate de pirite aurifere de la Baia Mare, cu un conținut de 6,5 tone de aur și 26 de tone de argint. Toată chestia asta a fost făcută de un responsabil special, nevastă de general din Ministerul Apărării, doamna Manuela Sârbu, al cărei soț Ioan Sârbu a fost comandantul Spitalului Militar. Este unul dintre clienții puterii, pentru că este implantolog și le-a făcut implant dentar la toți generalii și toți șefii de servicii de informații și toți miniștrii, inclusiv lui Ponta, și toți l-au ținut în brațe. Iar în timpul mandatului lui Ponta și a lui Hăpău, care era șeful Direcției de Securitate și de Contrainformații, s-a produs această vânzare în China. Apropo de corupția militarilor, pentru că aceste halde sunt strategice, nu trebuie externalizate, nu trebuie vândute. Deci totul s-a făcut de nevasta unui general, cu acceptul și cu ochii închiși ai generalelor din Direcția
de contrainformații și securitate militară. Deci ăsta este Iohannis, ăsta este lanțul. Vom cumpăra costum de schi din ăla de fițe de 2000 și ceva de euro. Din banii de operațiuni, din banii de serviciu ai direcției generale de informații a apărării. Cum tot așa din banii aceia s-a înfruntat inclusiv nevasta candidatului Ciucă, angajată ca plutonier, tot aici la DGIA, tot pe vremea lui Cătău, scoasă la pensie cu o pensie foarte mare și reactivată la un moment dat când s-a creat o oportunitate cu gradul de locotenent colonel și ieșită din nou la pensie cu o pensie uriașă ca ofițer superior. Deci tot din DGIA, tot aici duc nodurile și tot în timpul lui Iohannis s-a întâmplat chestia asta. De aceea spun că Ciucă este clona lui Iohannis și va fi un pericol de moarte pentru România ca un tip ca Ciucă, hârșit în corupție, pentru că el este un tip foarte corupt, să știți. Ciucă este un tip foarte corupt. Și când spun chestia asta, știu ce spun, pentru că la unitatea lui militară, la batalionul Scorpionii Roșii din Neagoe Basarab, din Craiova, ofițerii superiori au luat șpagă de la plutonerii care au plecat cu contracte în Afganistan ca să moară pentru România și au murit unii pentru România. Șpaga era între 2500 și 3000 de euro și din 8 unități militare verificate de Corpul de Control al Ministerului Apărării în vremea lui Mircea Dușa, singura unitate la care s-a confirmat acest fapt, la celălalt s-a mușamarizat totul, este unitatea comandată în acea perioadă de Nicolae Ionel Ciucă. Deci Ciucă este un tip foarte corupt. E un tip care a înghițit corupție, care a mușamalizat corupție, care a mușamalizat cazuri și mai grave de corupție despre care s-a uitat și despre care voi scrie eu la un moment dat în această campanie electorală la Focșan, la Garnizon, acolo s-au întâmplat niște lucruri mult mai grave cu niște militari veniți din Afganistan care au vândut la un moment dat niște casete cu informații pe tot NATO presei pe 2500 și pe 3000 de euro. Ce este această sumă? Este contravaloarea șpăgii pe care au dat-o la angajarea în Afganistan. Când au semnat contractul, au încercat să-și recupereze acești militari banii dând o mare plasă prese, pentru că informațiile nu erau de actualitate. Dar cine a venit acolo comandant? A început un scandal uriaș. Ziariștii care au publicat acele informații au fost arestați. Ziariștii din Focșani. S-au făcut presiuni foarte mari, inclusiv din Franța, de la organisme care garantează libertatea presei, de la Reporters sans Frontières și așa mai departe. SRI a garantat tot timpul că acele informații nu sunt de actualitate. Până la urmă s-a liniștit situația, iar comandantul a fost demis, cel de la Focșani, și în locul lui a fost adus Ciucă. Și toată povestea cu șpăgile, de fapt, că asta era povestea, cu șpăgile date de plutonerii care plecau să moară pentru patrie și pentru NATO în Afganistan, s-a mușamalizat. Deci ăsta mi este Ciucă, asta mi este DGIA, asta este clona lui Iohannis, astea sunt legăturile lui Iohannis cu armata. De aceea armata îl ține într-un lanț lung și gros pe Iohannis. De aceea Iohannis a primit o geacă și un costum de schi de la DGA, de la Marian Petrov. De aceea și de aceea și de aceea și de aceea armata dictează în acest moment în PNL. Este un partid capturat practic în 2014. De când a început războiul. Războiul a început în 2014 odată cu descinderea celor 500 de omuleți verzi în Crimea, unde nu s-a vărsat sânge, un om nu s-a tras niciun foc. Crimea a fost anexată de Rusia prin trădare, în altă trădare a Ucrainei. Dacă de atunci a început războiul, de atunci armata a preluat PNL, pentru că era cel mai slab și pregătit partid pentru această descindere. PNL este calul troian al armatei în acest moment. E bine, e rău, eu zic că e rău pentru că uite că ni l-au inventat pe Ciucă. Dacă noi am fi avut un tip foarte deștept, un politolog, un om cu studii superioare, cu licență, cu doctorat la Harvard, la Yale sau la Sorbona sau la Oxford, toată lumea era mulțumită. Dar nu să-mi vină mie un general de tinichea cu un creier de 2 lei și cu un IQ de 50 și cu nevasta târâtă după el și băgată prin structurile statului, să ne spună nouă
cât de minunat este statul de drept și câtă dreptate se face în România de când PNL conduce Ministerul Justiției. Să nu ne spună chestia asta, pentru că este o mare rușine și este o mare minciună pe care poporul român nu mai înghite. Pentru că dacă s-a întâmplat ceva cu românul și cu electoratul nostru, s-a întâmplat că nu mai suportă românul minciună. Și reacția la minciună poate să fie de o virulență, de o violență extraordinar de mare. Și o să vedeți când se va vota. Păi bun, dacă ce faci tu, ce spui tu face sens, pentru că sunt semnale evidente că Nicolae Ciucă e propulsat la vârful politicii în aceste alegeri și că e posibil să intre în turul 2 cu... Da, e posibil. Și e posibil ca Iohannis să candideze. Deci nu s-a discutat despre un județ care este mama corupției din România, corupție liberală, județul Bihor. Acest domn Ilie Bolojan, care apare ca un fel de mântuitor, de Mesia, care va mântui neamul românesc, ce bine va fi când va fi el premier, este putred de corupt acest individ. Cum așa? Eu l-am sub lupă acum și o să scriu în curând despre bani europeni, 7 milioane de euro pe care i-a luat din fonduri europene. Ce a făcut cu banii ăștia? Cum i-a batjocorit? Ce evaziuni s-au produs acolo? Este o cloacă de corupție Bihorul. Și a fost din totdeauna. Helvic are legătură, chiar dacă el este din Sălaj, el are legătură organică cu acest județ. Structurile de putere, multe dintre ele au dat nume, inclusiv în justiție, de la curți de apel. Noi l-avem pe domnul Vălenaș, Sebastian Vălenaș, care a fost procuror adjunct la procuratura de pe, lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care a fost adus de Helvic în București. L-au ținut ca piesă foarte importantă în caz că se întâmplă ceva pentru dosarele lor foarte sensibile, să-l aibă acolo. Iar în momentul când Helvic a plecat, s-a retras acest domn. N-a stat niciun an de zile. Și tot a fost făcut puș. De acești bihoreni de ispravă. Domnul Bolojan a fost primarul Oradei, acum a câștigat alegerile la Consiliul Județean, este președintele Consiliului Județean și va candida pe listele Partidului Național Liberal. De ce va candida? La ce? Ca la să-și face la imunitate. Deci pentru imunitate, pentru că zilele lui sunt... Nu contează, va candida la ceva. Și el și prefectul județului, Țiplea, Dumitru Țiplea. Doi putreți de corupți. Și se pare că se încearcă o schemă în care să-l face pe Iohannis până la urmă pe listele acestui județ, care este mama corupției. Se pare că Iohannis nu luați după faptul că ardenenii se bat cu cărămida. Deci nu te-am auzit, Adriana. Dacă mă auzi, se pare că Iohannis așteaptă chiar un post de prim-ministru sau se discută despre eventualitatea ca Iohannis să ajungă prim-ministru. Este exclus. Nimeni nu o să-l facă, nici liberale nu-l vor face prim-ministru pentru că au alți clienți. Pe care e Bolojan. Dar de Bolojan trebuie să-i spună în sfârșit adevărul, pentru că Bolojan este un mit fals, este un flac cu pompa, e un balon de săpun. Este un tip foarte corupt, care taie și spânzură și care spune public în Bihor, legea sunt eu în Bihor. Ai dovezile astea, Corneli Vanciuc? Ai dovezile că Bolojan e corupt? Da, sigur. Voi publica dovezile, da. Eu m-am dezis de acest partid. Nu mai cred în nimeni. Doctrina e una, istoria partidului este alta. Galeria de portrete istorice a Partidului Național Liberal cu care se mândresc acești ticăloși, acești corupți, este cu totul altceva. Deci ei când spun de brătieni, înjură de mamă, pur și simplu, ne înjură pe toți de mamă. Ei n-au nicio legătură nici cu doctrina, nici cu brătienii, nici cu toate tradițiile acestui părinte. Este o clic, este o cloacă de hoțomani și de prostalăi care ni s-au cățărat pur și simplu în spinare și pe care îi cărăm în spinare ca proștii ce suntem, că i-am votat. Și mă refer la mine, că i-am votat. Că n-am avut alternativă. Și eu tot timpul vedeam doctrina în față și vedeam galeria de portrete ilustre. Și uitați-vă ce jagardele ordinare, ce gherțoi, un bode,
cu doctorat plagiat, un ciucă cu doctorat plagiat și cu tot felul de scheme de corupție, începând de la cea mai josnică treabă pentru militar, cea cu șpaga pentru moarte în Afganistan, să iei cu șpagă de la plutonier, să plece să moară pentru țară și pentru NATO, să iei banii, el pentru bani pleacă și are acasă 2-3 copii și el poate să-și lase ciolanele acolo, cum s-a întâmplat. Cum s-a întâmplat de vreo 30 și ceva de ori. Da? Acești oameni mă conduc pe mine în acest moment și îmi dau ca pildă istoria ilustră a Partidului Național Liberal. Să le fie rușine la acești ticăloși. Toți sunt, de fapt, niște gherțoi și niște corupți. Nu am încredere în absolut niciun liberal. E unul mai corupt decât celălalt. Da. Hai să și concluzionăm. Deci corupții ăștia îl promovează în continuare pe Klaus Iohannis, îi vor oferi mai mult ca sigur imunitate parlamentară, da? Într-un fel sau altul, nu știm. Iohannis zice că nu-i trebuie nicio funcție și că nu o să candideze, că nu trebuie schimbată legea pentru el. Dar până la urmă, clar va fi găsită o formulă pentru ca Iohannis să rămână în continuare în politică. Pentru că am văzut cât de mult își dorește, da? A zgâriat, a răcâit la ușile altelor instituții internaționale, da? La NATO, la Parlamentul European, la Comisia Europeană, mic. Nu știu dacă mă mai auzi. E o chestie cu dublă înțelegere, pentru că pe de-o parte orgolul lui, care nu e ciclon, e ploicică. Dar se întrerupe un pic, știi, transmisiunea, pentru că ne-au anunțat un mare ciclon. Dar e de fapt o ploicică, da, în fine. Bun, te ascult, Cornel Ivanciuc. Deocamdată se poate transforma în ciclon. Orgolul lui nemăsurat, pe de-o parte, vrea o confirmare, de aceea a bătut la cea mai înaltă ușă, el fiind omul de 2 metri, scara bisericii, Grosse Maisa, la care lua slănina din podul slăninilor când era copil. Voia o confirmare a inteligenței lui ieșite din comun. El așa crede despre el, că e de o inteligență ieșită din comun. Și doi, are nevoie de imunitate ca de aer. Pe măsură ce toate ușile s-au trântit în as, ușă după ușă, și n-a mai rămas ca portiță de scăpare decât PNL, groaza îi se întipărește pe chip, devine din nou livid, galben la față, ca lămâie, exact cum era când se plimba pe străzile Kievului, când făcuse probabil pe el. Uitați-vă ce se poate întâmpla, ce a făcut justiția, ce bilet a scos justiția din Joben. Omul, până la urmă, va trebui să plătească acești bani pentru acele scrocherii făcute numai de o minte cețoasă și de un prost ce a făcut el cu notari și cu toată liota aia de avocați tocmiți, care au întocmit acte false și au luat două case din cele șase case pe acte false, dintre care una este casa pe care am chiriat-o băncii Raiffeisen, pe o chirie substanțială. De acolo va trebui să dea statul fiscului de 300 ceva de mii de euro. Bine, nu mă gândesc că nu are bani, dacă nu sigur îi are. Deci, în mod sigur, pentru el sunt bani de semințe. Iar ăla e adosit, pentru că este genul de laș care a adosit bani. El nu va scoate, va face tot posibilul să nu dea acești bani. Tot posibilul va face să nu dea acești bani, să nu-i scoată din buzunar. Pentru că nu are nici măcar acest dram de demnitate. Eu nu-l văd recunoscând în ultima secundă, pe ultimii metri de înalt demnitar public, să-și recunoască greșeala, să spună da, îmi pare rău, Andrei. Nu este genul care să recunoască așa ceva. Nu e genul, dar probabil va trebui să recunoască, i s-a arătat pisica cu aceste case de care vorba aceea ani de zile n-a vorbit nimeni în presă, da? Iar ziaristul de la Sibiu, cel care a făcut dezvăluirile, a și murit, săracul, Dumnezeu să-l odihnească, Albin, stai că-mi scapă celălalt nume, dar știu de Albin. Mă auzi? Trebuie să și concluzionăm că nu se mai aude. Deci vine ciclonul, dacă o veni. Mă rog, peste noi. Eu nu văd, în niciun fel nu-l văd ieșind la liman pe Iohannis.
Reacția societății este netă. Nu avem nevoie de Iohannis, nu-l mai vrem pe Iohannis. Iohannis este un om care nu merită pur și simplu nimic din partea noastră. Ne-a decepționat, ne-a trădat, ne-a vândut pe 2 lei austriecilor și nemților. Este unul dintre oamenii care au închis ochii la corupția Schweighofer, firma aceea austriacă care a tăiat codrii seculari din România, a fost prieten cu ei și a jucat golf împreună cu patronii acestei firme. Să-i fie rușine. Jos Iohannis și la pușcărie cu Iohannis. Pe scurt, deci la pușcărie cu el. Ăla este locul lui. Să se ducă să se răcorească și să mai învețe câte ceva. De la pușcăriaș. Pentru că va învăța niște lecții de viață de la el. Dar și crezi tu că o să ajungă la pușcărie? Va fi foarte greu, dar cu determinare din partea justiției ar putea să ajungă. Dar eu nu mai cred în justiția română. Justiția este una dintre marile prostituate ale neamului român. Ea ne-a trădat peste tot. Tot timpul ne-a trădat. Și toți cei care conduc aceste compartimente ale Ministerului Justiției și ale Ministerului Public sunt persoane putre de corupte și agățate de fapt. Câmpul tactic este format prin corupție. Corupție mare de tot. Și prin dosare, cât ori mai fi, vechile dosare ale securității. Aia sunt puțini rămas. Acum sunt alte factori. Da, bun, da. Pe cine vezi tu în momentul ăsta favorit pentru turul 2 al prezidențialilor? E clar că o să intre Ciolacu. Dar cine este celălalt candidat? Tu pe cine vezi? Cred că Joana va fi propulsat, Joana, pentru că fiind o criză de leadership atât de mare și de candidați, pentru că noi nu putem defila cu George Simion, cu Șoșoacă, cu nici cu Cristian Diaconescu, nici cu Lasconi. Vorbim de anvergură aici, nu de calitățile lor, nu de partidele lor, vorbim de anvergură, pur și simplu. Facem portrete de robot și schematizăm totul ca niște caricaturi. Vedem care e cea mai bună caricatură, cea mai potrivită să intre pe ușa Palatului Cotroceni. Deci unul este Ciolacu și doi este Joana. O bătălie adevărată între două forțe va fi această bătălie. Dacă va fi împins Ciucă în turul 2, înseamnă că nu e nimic în regulă, ci e posibil inclusiv o fraudă electronică făcută de SPS cu numărătoarea, pentru că acolo sunt imposibil de controlat, ei pot să facă un hocus-pocus, pur și simplu electronic. Ceva. Îi văd în stare să facă așa ceva. Cu siguranță. Mai trăim și mai vorbim până atunci, Cornel Ivanciu, că sunt multe de tocat, nici n-a început bine campania asta electorală. Dar ne mai vedem până atunci și vedem și ce șanse au acești candidați, care din ei o să aibă dosar penal, că și aici sunt niște pariuri. Domne, care din candidați va fi primul cu dosar penal? Așteptăm să vedem care din ei. Și mai vorbim până în alegeri. Îți mulțumesc frumos pentru această emisiune și să ne vedem cu bine. Mulțumesc, dragilor, pentru această emisiune, că e foarte tare. Deci iată ce făcea președintele României în timp ce oamenii săraci erau carantinați. Stăteam în case, ne era frică de carcalac și bolnavii din spitale dormeau, mureau, iertați-mă, legați de pat. Dumnezeu să-i odihnească. Și erau, bineînțeles, băgați în saci negri și mormântați fără o slujbă creștinească. Asta este viața nedreaptă de multe ori. Mulțumesc, Cornel Ivanciuc, vă mulțumesc, dragilor. Mulțumesc, seară bună. La revedere. La revedere.